De fapt, crucea este biserica. Crucea este tot ceea ce ne-a dăruit Hristos pentru ca viețile noastre să poată să treacă din iad în rai, din neiertare în iertare, din neputință în putere. Este tot ceea ce înseamnă, dacă vreți, construcția aceasta în care sigur că postim noi, dar Hristos postește cu noi. Este un antrenor de maraton de cursă lungă. Aleargă împreună cu noi, trăiește împreună cu noi, se bucură împreună cu noi și se întristează împreună cu noi. De aceea când vă mai întreabă unde este Dumnezeu, îi spuneți acolo este Dumnezeu. Exact unde nu te gândești. Sau unde gândești tu că ar trebui să fie Dumnezeu. Nu. Dumnezeu nu este în înjurături. Nu poate sta în jigniri. Nu poate sta în vene întărite la gât când vorbește împotriva oamenilor. Nu e acolo. Dumnezeu e smerit. Avem un Dumnezeu extrem de discret. Avem un Dumnezeu atât de discret încât uneori unii chiar cred că nu e El. Pentru că a rămas în mintea noastră una dintre bolile vechi ale poporului Israel. Că Dumnezeu trebuie să intre în viețile noastre călare pe un cal alb. Ori Dumnezeu intră pe un măgăruș, pe fiul Asinei.